Es una otra vez de la forma es que se son ofertas de sponsores de se matar de nessun se vuelve una pompera la suma de saber un tipo de o să vedem acolo, noi nu știm dacă acoperă sau nu acoperă. Să vedem din execuții ce se întâmplă. Adică nu știe nimeni cât costă exact. Din execuții, este o estimare făcută, pentru că dacă nu era făcută estimarea, nu puteam să scoatem autorizația. Da. Dar vom vedea dacă cât va fi. Dar atunci când s-a făcut cartea, când s-a dat cele 2000 de familii, s-a mai făcut niște acte pentru tot la cosa așa, la guvern s-a dus, la... Nu știm nimic despre hotărârea de guvern pentru ajutor, pentru că s-au făcut împreună cu prefectura și cu Agenția de Prestații Sociale. Deci noi am dat atunci banii care ne-au stat la îndemână și puteam să-i dăm noi de la primărie. S-a mai făcut o intervenție prin prefectură și Agenția de Prestații Sociale ca prin hotărâre de guvern să se aloce un ajutor de urgență. De 2, 3, 4, 5 ori pe an sunt hotărâri de guvern care pe fiecare județ în parte, în baza unui dosar, unor dosare, analizează situațiile respective și se dau bani. Dar noi nu avem de să știm care e pasul, ce s-a întâmplat cu acea hotărâre de guvern. Problema este în felul următor. Deci am trebuit de nici la domnul prefect. Domnul prefect, acum vreo câteva zile, a avut o intervenție la televizor. Deci el știe, mai tot niște bani, salarii. Și a spus că el nu are niște bani decât pentru fondul de urgență. Înseamnă că n-am văzut, că este urgență și s-ar putea să dea niște bani. Nu. Este o diferență în termenul de urgență. Da, la inundații, la alte case afectate. La noi și cu ajutorul ăsta dat la guvern, s-a trimis prima expertiză în care în bloc era încadrat în clasă de risc. Bun, acum cât ne dă, cu atât mai bine că e de prima expertiză, pentru că pare mai mult, că trebuie să dea mai mult. Totuși, pentru că s-a trebuit urgentat treaba la rășul, în prefectură, să dă tot. Pentru că, bine, Ana, ce face? Aveam câteva zile și un ghetă, unde stau, că de văd că dumneavoastră așa în față, m-a spus că e foarte frumos în Creșorul. Noi unde facem Creșorul? De mai așa? O să-l vedem aici. Nu vreau, domnul, chiar nu vreau să intru într-o polemică cu dumneavoastră într-o discuție. Am văzut și o declarație pe care a stat, dar nici nu vreau să intru. Pentru că vreau să vă spun, nu numai că am urgentat, am făcut tot ce ne-a stat în putință. Și dacă vreți, fac și o inventariere, pentru că am văzut mai nou că altcineva își arogă niște drepturi. Aici nu e vorba de niciun fel de drept, niciun fel de laudă. Este, de fapt, o problemă gravă a dumneavoastră, iar noi ajutăm atât cât ne poate permite legea. Deci, ce am făcut? Am dat acel ajutor de urgență imediat care ne-a stat nouă la îndemână. Am contactat primul expert care ne-a dat această soluție.